Au existat giganți pe pământ, istoria este plină de povești cu forme de viață de dimensiuni extreme, există și o mulțime de dovezi arheologice pentru care cercetătorii nu au nicio explicație oficială. În 1877, arheologii care lucrau în apropiere de Eureka, Nevada, au găsit un os de picior uman care fusese rupt chiar de deasupra genunchiului. Acesta era bine înfipt în roca solidă. Cercetătorii au cioplit piatra până când au eliberat rămășițele străveche ale unui picior și ale gleznei. Cel mai fascinant aspect al fosilei a fost dimensiunea sa. De la călcâi până la genunchi măsura 99 de centimetri, iar asta înseamnă că persoana respectivă ar fi avut 2 metri și 74 de centimetri. Medicii care au examinat oasele au fost de acord că acestea erau fără îndoială umane. Muzeele au trimis reprezentanți pentru a cerceta zona din jurul orașului Eureka, în speranța de a găsi și alte asemenea rămășițe, dar nicio alta nu a fost localizată vreodată. Pentru o vreme, oasele au fost expuse în vitrina unui magazin din Eureka, dar nu există nicio înregistrare a ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă cu ele. În 1896, revista American Anthropologist a raportat descoperirea unor urme de picioare pietrificate de 39 de centimetri în Virginia de Vest. Urmele corespundeau unui pantof de mărimea 18, iar cineva cu un picior de această mărime ar fi avut probabil o înălțime de aproximativ 2,50 m de centimetri. În 1932, un vânător a găsit o serie de urme fosilizate cu aspect uman în White Sand, New Mexico. Urmele măsurau 56 de centimetri lungime și 28 de centimetri lățime. Cel care a făcut aceste urme ar fi avut o înălțime de 2 metri și 43 de centimetri. Tribul indian Paiute are legende de o spăurasă de canibali enormi cu părul roșcat care au coexistat odată cu ei. În cartea sa din 1882, Sarah Venemuka Hopkins, fiica unui șef paiute, a povestit cum pofta acestor ființe pentru carnea umană era atât de puternică încât jefuiau locurile de mormântare ale tribului ei și mâncau cadavrele. Deși Hopkins nu era sigură de data exactă, ea a scris că paiuții au eliminat ultimii dintre acești mâncători de oameni cândva în secolul al XIX-lea. La momentul lansării cărții, mulți cititori au suspectat-o că și-a fabricat povestea pentru a crește vânzările. Cert este că în 1912, mai multe mumii roșcate au fost găsite într-o peșteră din Nevada, în ceea ce fusese cândva teritoriul Paiute. Cadavrele măsurau până la 2 metri și 40 de centimetri înălțime, iar câteva dintre ele sunt încă expuse în muzee și universități din Nevada. În secolul al XVI-lea, primii europeni care au explorat cea mai sudică regiune a continentului sud-american s-au întors cu povești despre giganți. Exploratorii au numit zona din cauza Patagonia, o regiune pe care acum o împart țările Argentina și Chile. Prima mențiune despre acești oameni ciudați a venit chiar la începutul marii epoci a explorării. Flota lui Ferdinand Magellan era ancorată în portul San Julian în 1520, când un nativ gigantic a apărut pe plajă. Un membru al echipajului pe nume Pigafetta l-a descris ca fiind atât de înalt încât capetele noastre abia ajungeau până la talie, iar vocea lui era ca a unui taur. Magellan și oamenii săi au răpit doi dintre acești abriogeni, dar ambii au murit pe mare, iar trupurile lor au fost aruncate peste bord. De-a lungul secolelor 16, 17 și 18 au persistat rapoartele despre oameni anormal de mari în Patagonia. Negustorii, misionarii și militarii europeni au continuat să raporteze observațiile unor triburi cu înălțimi cuprins între 3 și 3,35 de metri. Uriașii din Patagonia par să se fi stins la mijlocul secolului al XIX-lea. Ultimul contact înregistrat a fost în 1849 de către un călător britanic pe nume Byrne. În cazul în care au existat vreodată triburi de uriași în această regiune, este posibil ca aceștia să fie avut soarta altor civilizații primitive care, la contactul cu europenii, să fi fost exterminați de bolile infecțioase importate. Canibalii roșcați din Nevada și giganții din Patagonia sunt doar două exemple de ființe supradimensionate. Relatările despre giganți sunt însă mult mai multe. De exemplu, în apropiere de Brighton, Tennessee, există urme de pași conservate în roci ale unui umanoid primordial. Amprenta de la călcâi are un diametru de peste 30 de centimetri, iar picioarele uriașe care au făcut aceste urme fosilizate aveau câte 6 degete. S-ar părea că pământul mezozoic a adăpostit o rasă de ființe înalte de 6 metri.
În 1833, soldații care săpau o groapă pentru o magazie de praf de pușcă în apropiere de Rancho, California, au întâlnit o placă de pietriș cimentat. Sub ea se afla scheletul unei ființe umane înalte de 3,60 m. Oasele erau înconjurate de topoare uriașe de piatră scoi sculptate și blocul de porfir împodobite cu simboluri neinteligibile. În mod surprinzător, craniul conținea două rânduri de dinți superiori și inferiori. Atunci când triburile indiene locale au început să atribuie o semnificație religioasă descoperirii, autoritățile îngrijorate că s-ar putea dezvolta un cult bizar au ordonat ca rămășițele să fie reîngropate în secret într-un alt loc, care a fost ulterior uitat. În 1925, în apropiere de Walkerton, Indiana, un grup de cercetători amatori a săpat într-o veche movilă indiană și a găsit scheletele a 8 giganți preistorici cu înălțimi cuprinse între 2,70 m și 3 m, toți îmbrăcați în armuri de cupru. Într-o pierdere tragică pentru mediul academic, acești săpători nu și-au pus niciodată descoperirile la dispoziție pentru studiu, ci au distribuit artefactele între prieteni și rude. Locația oaselor și armurilor este acum necunoscută. Folclorul american ar putea oferi un indiciu cu privire la originea acestor relicve supradimensionate. Tribul Delaware din Noua Anglie susține că strămoșii lor au migrat spre est din vestul Americii de Nord. Potrivit legendelor, la scurt timp după ce au traversat râul Mississippi, tribul Delaware a întâlnit o rasă de giganți care se numeau Allegheny. Atunci când indienii au cerut permisiunea de a trece prin ținutul acestora, giganții au refuzat, astfel că tribul Delaware a pornit un război împotriva lor, alungându-i din regiune. Este posibil ca multe dintre rămășițele uriașilor împrăștiate în America de Nord să fie moștenire ale acestor giganți dispersați și acum dispăruți. În timp ce basmul Frumoasa și Bestia are un final fericit, povestea tragică adevărată pe care s-a bazat nu a avut cu siguranță un happy end. Publicată în Franța sub titlul La Belle, La Bête, se pare că povestea pentru copii din 1740 a fost parțial inspirată de viața sfâșietoare a unui așa numit om sălbatic, cunoscut sub numele de Petrus Gonsalvus, și de căsătoria acestuia cu o tânără frumoasă pe nume Catherine. Născut în Tenerife în 1537 și ajuns la curtea regelui Henric al II-lea al Franței în 1547, Pedro González suferea de o afecțiune necunoscută, cunoscută în prezent sub numele de hipertricoză sau sindromul vârcolacului, care îi făcea ca fața și corpul să fie acoperite de păr în exces. Până în prezent au fost documentate mai puțin de 50 de cazuri, multe dintre ele fiind atracții de circ. La curtea lui Henric, Pedro era văzut ca o curiozitate exotică, la fel ca piticii, giganții și bufonii. Cu toate acestea, recunoscându-i intelectul, regele Henric a decis să-l numească pe Petrus Gonsalvus și să-i ofere o educație. În timp a învățat 3 limbi străine, precum și amănuntele etichetei de la curte. Deși există puține dovezi de arhivă despre viața sa, în 2021, revista de Historia Canaria a dezvăluit că documente descoperite recent au arătat că Petrus Gonsalvus a reușit de fapt să se integreze în viața curții. La împlinirea vârstei de 20 de ani, el devenise chelner la masa regală, apoi a continuat să studieze dreptul, a fost povestitor pentru tânărul Carol al IX-lea, iar în 1582 preda chiar și dreptul la Universitatea Sorbona. Cu toate acestea, mai multe relatieri afirmă că după moartea lui Henric, necruțătoarea sa soție, Caterina de Medici, a decis să facă un experiment pentru a descoperi ce fel de copii va produce bărbatul sălbatic. În 1570, Petru s-a căsătorit cu Catherine Raphaëline, frumoasa fiica unui negustor francez. Înainte de nuntă, regina regentă nu a reușit să o avertizeze cu privire la apariția viitorului soț. Ne putem doar imagina reacția ei. Cu toate acestea, în timpul lungilor căsnicii, 4 dintre cei 7 copii ai lor s-au născut cu hipertricoză. Spre deosebire de finalul de bazm al filmului Disney, Pedro a continuat să fie văzut ca o ciudățenie rară. După ce s-a distins la curtea franceză, Pedro și familia sa au fost trimiși în străinătate pentru ca regalitatea Europei să se poată uita la ei. The Gonzales Sisters and Their Worlds descrie modul în care copiii Gonzales au fost dăruiți altor nobili și tratați ca animale de companie la curte.
Cuplul și-a sfârșit zilele în Italia. Potrivit documentarului The Real Beauty and the Beast de la Smithsonian Channel, faptul că nu există nicio înregistrare a morții lui Peto s-ar putea datora faptului că în mod tragic acesta nu era considerat pe deplin uman, ci prin urmare nu se potrivea unei înmormântări creștine.